Bărbatul este din localitatea Doljan, în Saca de Pădure. Se pare că în timp ce efectua unele lucrări cu flexul, acesta i-a scăpat din mână și l-a tăiat. Pentru că era într-o situație gravă, a fost solicitat elicopterul SMURD. El a fost adus la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Clinic Județean din Craiova pentru îngrijiri medicale. A suferit un traumatism abdominal, prezentând o plagă tăiată abdominală, cu hemostază făcută la locul acela, prin pansament care și l-au făcut dânsii. Funcțiile vitale sunt stabilizate, pacientul necesită explorare chirurgicală și va merge în sala de operații. Pacientul este acum în afara oricărui pericol.